se schimbă. M-a întrebat ieri un amic, a auzit de platforma lui Alexandru Ilie și m-a întrebat cu ce se ocupă el sau cine e el, de-l chemăm la televizor. Și am zis că el este tipul ăla care zice de ce te doare poate spatele, poate un șold, după care zice ce să faci în următoarele 2 luni și tu te ții de toate lucrurile timp de 2 zile. Și l-a zis, te înțeleg perfect, am trecut prin asta. Deci semn că așa facem toți. Te duci, te cauți, te diagnostichează online. Nu vrei să te vezi cu el, nu te... Îți pun în diagnostic și zice, cred că aici s-ar putea rezolva fără cuțit. Și tu zici, mamă ce tare, dă-mi orice. Și fără pastile, nu se poate. Dar trebuie să facem fiecare dimineață aceste exerciții. 20 de minute pe zi, 2 luni, 2 zile te ține. După aia zici, auzi mă, Alexandru Ilie, pe mine a trecut, mai fac nimic. Alexandru, a venit astăzi să vorbim despre talpa plată. Bună dimineața! Bună dimineața, așa este. Astăzi mi-am propus să vorbim despre o situație clinică care de multe ori ne sperie. E neglijată în prima fază a copilăriei, când talpa piciorului realmente este flat, este lipită de sol și nu mai avem acea scobitură. Dacă te aduci aminte, când era armata obligatorie, se spunea, bă, dacă vorbesc eu cu medicul și mă lasă să fac cumva să am platfus, sigur nu o să mai fac armata. De ce nu s-ar fi făcut armata dacă ai piciorul plat? Păi ziceau că ai o problemă medicală și nu mai ai voie. Nu poți să alergi, nu poți exact, să faci cu nu mai ai voie să ai încărcătură, că o să te doară toate. Că aveai niște lucruri pe care le cărai și te antrenai. O întrebare tâmpită. Te rog. Mi-a zis cineva că un om mort, îmi cer scuze. Un om mort are piciorul plat, pentru că nimic nu-i ține curbura asta. E adevărat? Parțial, pentru că noi nu avem o musculatură în zona talpei piciorului, în zona aceasta. Aici avem un țesut conjunctiv, avem o fascie, putem dezvolta fascită plantară atunci când se inflamează în zona aceasta și ne doare călcâiul. Da. Și noi, de fapt, avem multă musculatură în trenul inferior, adică pe tibie, pe peroneu, pe femur, despre care o să vorbesc. Situația de picior plat, dacă ne putem uita în acest detaliu, este atunci când, practic, întreg ansamblu al tălpii începe să se prăbușească și călcăm spre interior. Aha. Da? Deci, în loc să avem călcâiul ușor spre înapoi și în exterior, călcâiul, calcaneul nostru începe să se ducă spre interior, spre răsucire. Bun. În această mișcare. Acum, exact cum vedem. Și ce e rău în asta? Mie mi se pare că ai mai multă suprafață de contact, așa la prima vedere. În primul rând că o să te doară foarte tare călcâiul în scurt timp, că se inflamează această fascită. Însă, dacă mergem la gicuță, haide să vedem cum arată treaba asta în ansamblu. Ia să vedem. Ia haide să ne uităm ce se întâmplă dacă sunt pornim de aici de jos și avem talpa care nu mai proiectează în această formă, ci când călcăm, mergem cu piciorul ușor în interior. Așa arată piciorul plat. A, păi se duce în sus, nu? Păi ia uitați-vă un pic acum pe tot ansamblul ăsta, cum arată de fapt X-ul acesta, cum spunem noi, am dezvoltat genunchi în X. Da. Da? Pentru că de fapt ce avem este o deficiență a fesierilor. Deci s-a stricat problema, tot. Practic. Problema de aici, mare atenție, piciorul plat este o problemă în majoritatea cazurilor a deficitului muscular al fesierilor. Pentru că dacă femurul începe să-l dăm un picuț mai lateral, se deschide toată talpa. Bun. Aici și aici. Bun. Aici și aici. Avem nevoie să adăugăm masă musculară în zona aceasta, tibial peronier, să facem niște exerciții, să tragem de talpă către noi și apoi să punem un pic de mușchi în zona fesierilor. La mine se vede că nu există această problemă, trece scroafa cu purcei printre picioare. Mai pus să aduc pe Ramona și să rog să se descalțe, o diagnostică. Așa este. Ramona, să te rog prima dată să te ridici în picioare și să te întorci ușor cu spatele la cameră. Stai, putem face asta acasă? Da, okay. Cu siguranță. Am să ridicăm ușor pantalonul. Și o să ne uităm, picioarele ușor depărtate, foarte puțin, ce perfect. Picioare de tractorist tatuată. Din această poziție o să putem să analizăm tendonul achilian și dacă avem proiecție în plan anterior, adică zona aceasta plantară dacă se prăbușește. În cazul, nu te lăsați spre exterior, stai într-o formă normală. În cazul Ramonei, partea dreaptă, dacă o să ne uităm la ea, o să vedem că are tendința să se prăbușească și ușor în partea aceasta stângă. Hai deci, vadă palmierii, dragă, că de asta se uită oamenii la noi, că sunt tot felul de obsedați, asta ziceam. Așa. Tractorist și acum avem și palmieri. Da, în detaliu. Deci, cu alte cuvinte, putem vedea în zona aceasta că poate să înceapă, nu se vede aici, mulțumesc foarte mult, putem avea tendința de a avea un picior care se prăbușește și problema nu este aici. Majoritatea cred că avem nevoie de talonete speciale și aici vreau să atrag un semnal de alarmă. Este ca atunci când îți troncăne mașina și dai drumul tare la muzică și spui că ai rezolvat problema. Okay. Asta înseamnă să ai talonete, pentru că de fapt nu te adresezi cauzei niciodată în momentul în care te uiți la talonete, ci te uiți la o cauză temporară, la o soluție temporară, să te duci doar în zona inferioară a piciorului. Haideți să ne așezăm acum pe scaun.
și să facem 2-3 exerciții prin care putem stimula întreg lanțul muscular ca să rezolvăm această problemă. Ca o paranteză, cei mici până în 3 ani de zile, Dani, vor avea piciorul plat și e normal să aibă piciorul plat până în 3 ani de zile. Nu ne speriem dacă până în 3 ani de zile cumva mă uit la piciorul copilului meu și văd că este plat, că e normal să fie plat. După 3 ani de zile trebuie să avem o tensiune optimă cât să poată să, să ridice bine bolta plantară. Deja am rupt Google-ul despre treaba asta. Da? Ducem piciorul un pic înainte, am pus o bandă elastică și vreau să stimulăm tibialul anterior și peronierul prin dorsiflexie. Haide, tragem ușor și vom face această mișcare împotriva benzii elastice. Simți? Trage da, bine. Normal. Aici ar trebui acolo să simți. Mușchiul alergătorului, trage doamna. Bine. Nu știu eu odată că nu prea am alergat. Cu cât tensionăm mai mult banda, uite, dacă te-aș face așa, exact, de piciorul mai spre mine. Așa, hai. Și, bine. Și facem 2 serii, 3 serii de câte 10 repetări și deja avem ansamblu distal pus la punct. Următorul exercițiu, o să te rog, Ramona, să te întinzi ușor pe saltea, pe o parte. Hai să vedem dacă ne iese, iartă-mă. Dacă n-am... Și vom pune această mingiuță între genunchi. Relaxăm de Ramona astăzi. În trage ușor picioarele. Ce să fac? Genunchii ușor spre piept, te rog. Așa. Relaxează călcâiul și din această poziție o să vreau foarte ușor să ridici călcâiul fără să dai drumul la minge. Ridică călcâiul spre sol. Cum așa? Doar călcâiul? A, deci tot piciorul. Asta. Adică da, facem o rotație externă, cum ar veni. Facem o rotație internă. Să nu-ți vină idei pentru weekend. Doar că acum stimulăm foarte mult, atenție, vom stimula foarte mult mișcarea de rotator și ansamblu fesierilor cu fesierul mijlociu. El este cel deficitar în această situație. Okay. Și căutăm să nu dăm drumul la minge. Da? Nu relaxează. Dăm, nu dăm. Atât. Asta e mișcarea pe care dacă o faci, rezolvi problema de sus și nu mai avem nici picioare în X. Păi bine, o faci, dar nu faci o zi, două, că nu există... Nu merge o zi, două la noi. La noi merge mult timp, toată viața, preferabil. Suficient. Deci dacă te știi cu asemenea deficiență și simți că piciorul tău se duce spre interior, da, ar trebui să apuci de treaba asta azi și aici ai vedea... Vreau să faci așa dacă tot, frate. Ai vedea rezultate în cât timp? Ca teoretic, în aproximativ 3-4 săptămâni poți să vezi o îmbunătățire a aliniamentului trenului inferior. Deci poți să vezi că picioarele copilului încep să deschidă din X, cum erau, încep să se normalizeze. În momentul în care ansamblul fesierilor este bine pus la punct. Și un ultim exercițiu pe care putem să-l facem, te rog să ridici în picioare. Și am să rog, Dani, pe tine să stai cu spatele. Tu o să fii un perete astăzi. Ce, vă dezbrăcați? Nu. Iar eu cu spatele? Ok, eu sunt perete. Ei, o să facem, să imaginăm că avem o fandare pe care vreau să o facem și Dani este peretele nostru. Piciorul tău stâng în spate. Vom sta cu călcâiul drept, atenție, aici, în zona aceasta. Ăla e stângul. Da, ăsta e stângul. Stăm cu piciorul, cu călcâiul în contact cu solul și acum vreau să proiectăm călcâiul spre interior. Ce facem? Vei merge ușor cu piciorul drept spre interior. Deci cum ești tu în poziția aceasta, așa, o să vreau să faci treaba asta. 1, 2. Opa. Da? Și nu pierzi contactul călcâiului cu solul, mare atenție. Aici păstrăm contact. Cântăm contract, păstrează, împinge în călcâi. Asta e, foarte bine. Am peretele prea departe. Vino cu peretele mai aproape. Vino perete mai aproape. Okay. Așa. Hai că am înțeles. Și este un stretching dinamic în care nu pierdem contactul călcâiului și astfel poziționăm calcaneul care povesteam anterior că s-a prăbușit. Astea trei soluții, dacă le aplicăm în mod sistematic, într-o lună de zile putem vedea îmbunătățiri importante și, mare atenție, rezolvă problemele de durere în călcâi. Fascita plantară este produsă de cele mai multe ori din leziunile acestea ale bolții plantare care are o mecanică deficitară pe care am încercat să explic dimineața aceasta. Te rog, da, mulțumesc foarte mult, Ramona. Am probleme la tălpi? Nu încă. Nu încă. Vreau să dau o concluzie. Pare o chestie banală, mai ales că acolo nu e niciun mușchi, dar este fix ca și când ai avea o înțepătură în ochi în fiecare zi, minut cu minut și nu te poți concentra la rest. Că dacă tălpile nu sunt ok, indiferent cât de fine e durerea la început, sau disconfortul, îți distruge totul și nu mai e chef de nimic și nu poți să faci nici mișcare, sport sau altele. Mulțumim, Gicuța, azi chiar ai muncit, să știi. Îmi cer scuze, poliției române, din păcate Alex Filip iară va circula cu un... Azi am fost cu un șofer, m-a adus aici astăzi un taxi și a zis primul oară, vreau să fac și o poză? Deci eu cred că v-am văzut la Neața, asta nu-i Gicuța? Da, da, e colegul... Și-a cerut să facă poză cu el. E mai celebr decât tine. Da. Alexandru Ilie poate fi găsit online, se ocupă de o platformă interesantă care repară astfel de lucruri, fără să vă vedeți neapărat într-un cabinet și fără să vă deplasați. Răzvan? Fă o poză, Gicu.